Bună seara din nou. De data aceasta vom vorbi și din punctul de vedere al fetei, al băiatului și al fetei. E, băiatul când place fata, primul lucru o complimentează. Ce bine stă, sau ce corp frumos ai, sau ce mâini frumoase ai, sau mai știu eu ce. Ce bine stă coafura aceasta. Este nouă sau mai știu ce. Cumpără flori. Face cadouri, nu știu. Un cadou, ceva de genul. Ceva nou, ceva bun, ceva nu știu ce. Simplu, dar eficient. Adică ceva de genul un cadou simplu și eficient, știi? Apoi, în momentul în care fata nu știe despre ce este vorba, se uită la tine așa ca la... Pentru ce? Amin. Pentru ce? Floare. Pentru ce? Nu știu ce. Pentru ce? Nu știu cum. După care, deci cam așa vede fata, treaba. În momentul când vrea să-ți dea papucii, băiatul, fetei, da? Deci băiatul îi dă apoi fetei, este în felul următor. Practic, ceva de genul, nu mai pune laba în mâncare. Sau mâncarea este foarte prost gătită. Este ars. Sau mai știu eu ce. Ești foarte proastă la pat. Orice, ca să se despartă de tine, face un scandal și gata. Dacă fata este foarte îndrăgostită de băiat și nu înțelege, de exemplu, mâncarea este prost gătită. A, păi atunci mă duc să învăț să fac mâncare. Sau ești foarte proastă la pat. Iar atunci ce o să facă? Se duce și se culcă cu oricine ca să fie bună la pat. Și prietenul, soțul sau mai știe ce, să fie bun. Cu ea și tot așa, sau bună. Lucruri banale. Dacă, nu știu, vrea să scape de ea, ia și tu și, nu știu, zugrăvește în camera ta sau în camera noastră, dragul. Pentru ce? E curat, lasă că lăsăm așa. Ia și schimbă și tu becul ăla sau priza aia. Pentru ce? Lasă așa. Nu avem nevoie. Când s-o arde becul, ca nu mai sunt la modă, o să ne punem un bec cu LED și gata. Schimbă și tu aplicarea. Pentru ce? Pentru că s-a spart abajorul ăla de la ea și stăm cu gaura aia la aplică o viață întreagă. Știi? Și cam așa se pune problema. Iar acum, când revin din nou asupra primului subiect, ceva de genul în felul următor. Când fata vrea să, nu, eu știu, sau a găsit un stereotip mai bun, da? Dar tu în continuare vrei să rămâi lângă ea. La fel, o complimentezi, faci drept și nu știu ce, ea, la fel, nimic. Deci, pur și simplu,
Sunt două variante. Și așa afli ce scandal și ce minunăție de băiat sau de fată ai luat la sub braț. Băiatul că nu mai vrea să muncească, bea. Ce, da, ce beții vie, ce nu știu ce. Bă, nu mai bea bun ca un porc. Sau fata, dacă e îndrăgostită și îi spune, bă, ești proastă la pat, păi atunci să mă duc să mai mă culc cu alt băiat, să învăț. Este tot ce îți dorești în viață. A, și apoi, când îți dă papucii, ca băiat, fata, de exemplu, că tot nu discutam, ar fi fost ceva de genul, mă, dar eu știu sigur că tu mă placi foarte mult pe mine, știi? Dar vrei să mă jignești sau nu știu, nu înțeleg ce vrei de la mine, știi? Adică chestii din astea, în loc să-i spună simplu, mă, anumite chestii nu-mi plac la tine. Cum e și la ea, anumite chestii nu-mi plac la tine. Știi? Și la sfârșit mi spune, în final, ai făcut și ca un pelican, și ca un condor, și ca un broscoi, și ca un elefant, și ca un mastodont, și ca un tractor, și ca toate cele. Dar eu am pe cineva mai bun, sau mai bună, ca tine. În momentul acesta, tot ce înseamnă băiat, fată și relație la mijloc, să înțelegi ce să. Dar stai să vezi și la a treia variantă care vine, când unul dintre ei este pe căpătuială datorită faptului că prin uniunea, prin căsătorie sau materială, le este ceva mai bun în viață. Eu știu, o funcție, un loc de muncă, ceva din ce în ce mai bun, din ce în ce mai bun, din ce în ce în ce mai bun. Nici nu îți vei da seama cum în 5 minute te îmbrobodește și spune, fată, tu ești frumoasă, descurcăreață, mie îmi place de tine, eu te iau la sub braț pe tine. Iar pica pe spate, mă, dar îmi place acest compliment, nu? În 3 ore ajungi și la starea civilă și să te ții. Tu, ca fată, muncești, speli, calci, crești copii, el se lăfăie, ea are bani, îmi spală, calcă, se culcă cu mine, îmi crește copii. Doar așa e la țigani. Și invers. Îmi dă o funcție bună, îmi dă bani, îmi dă aia, nu știu ce, nu știu cum. Pur și simplu, poveste interesantă de viață. O zi plăcută sau o seară plăcută în continuare.